Eu vou arredar essa mancada, vou pôr em dinheiro pra coisa, eu nunca. Fuck estrela. Quê? Mas, Yezrão? Yezrão? Name! Ah, eu puxava! Nu e tare să fii părinte. Astăzi eu cu sora mea ne jucăm de mama, tata și copii. Băi, un pic de vreme să zic asta, sincer. Ei Ioana, loc să fie iubita mea, care nu e iubita mea, dar da, și eu te iubesc Ioana. Nu uitați să vă dați butonul de like dacă mai vreți clipuri cu Ioana pe canal. Neapărat abonați-vă canalului cu clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez și un follow pe Instagram ca să vedeți cum e și viața noastră pe Instagram. Noi acum o să mergem și o să luăm copiii de la școală. Și ce le facem? Îi ducem în parc. Suntem și cu mama și cu tata, pentru că tata e obișnuit să conducă pe aici pe străzile astea și era un pic greu să fiu atent și la condus, ținând cont că m-am zis mașina cu volan pe dreapta, contrasens, e sensul bun și de-astea. Ca să pot să filmez eu liniștit, o să stau în stânga și nu conduc eu. Băi, cel mai probabil o să stea până nașpa pe parcursul vlogului. Știu că nu vă pasă neapărat, dar am ținut eu să menționez asta și ca să nu știți că vă mint, uite, noi chiar suntem pe sensul bun de mers și e dubios. Ia uite-l vere ce căciulă verde are. El e unul din copiii de care o să avem grijă și ea este Ingrid, celălalt copil de care o să avem grijă. Bine, de el nu o să avem grijă încă pentru că el e foarte mic, de asta nu știu cum să am grijă. Cum am grijă de tine? Mignea! Gata, băi, am ajuns la grădina zoologică. Nu știu dacă ar trebui să merg cu geaca asta pe mine, că în mașină mi-era cald rău de tot. Una bucată Ioana, avem una bucată Ingrid, avem una bucată Mignea, care nu știu ce facem. Bă, vină cu asta. Deci gata să ne distrăm. Aici o avem pe bunica și pe bunelu. Dă mâna. Ce vrei tu cel mai mult să vezi de la grădina zoologică? Niște. Ingrid, tu ce vrei să vezi? Șarpe. Șarpe? Ioana, tu ce vrei să vezi? Pinguini. Pinguini. Și eu vreau să văd pinguini. Ce-am observat din prima e că grădina asta zoologică din Dublin e superb amenajată. Sunt foarte multe chestii din astea. O să vă mai arăt pe parcurs când o să ajungem pe lângă... Unde ești, mă? Mamă, ce repede l-am pierdut, wow! Nu sunt un tată foarte bun. Uite o bufniță. Poftă bună, Mihnea. Mulțumim. Mulțumesc. Ideea e că îi locuiesc aici în Irlanda și de asta mai răspund în engleză. Fac eu să vorbească română, dacă nu, ne supărăm. Nu vă mai dau să mâncați, vă pun în genunchi pe coi de nucă. Fac chestirele. Dar ei pot să iese. Da, o să vină și să mănânce, o să fac. Deci pe design, nota 10, Mignea, te duc la Albine. Hai, du-te la Albine. Am și o întrebare, asta nu trebuie să fie undeva înăuntru? Mai e unul acolo și încă unul acolo. Mignea, nu te duce la ei, că dacă pățești ceva rău. Tu când o să crești, o să vrei să fii un elefant? Eu. Uite și pe ăștia doi aici. Dacă îți crește nasul, să-ți faci așa trompă. Dar de ce n-ai dinți? Că ești bătrân, ești moș. Atunci ești moș. Mi-a zis o băieță supra Mihnea pe mine. De când stau pinguinii pe plajă, Ioana? Nu știu, poate în Irlanda e diferit. De ce e un păun cu pinguinii? Da, de ce e atâta haos aici? De ce sunt pinguinii la plajă? Uite, Mihnea, a văzut neam de neamul tău pinguin. Vrei să nasc cu ei? Nu! Ce animale sunt astea, Ingrid? Foci. Bă, cât de tare că poți să vezi pe sub apă. Ingrid, ți-ai dorit vreodată în viața ta să fii o focă? De ce își bagă capul acolo? Cât pot să respir sub apă? 6 secunde, Mihnea, că după aia ți-ai damage. Mihnea, uite-te în stânga ta, în față. E foame. Aolo. Ți-e foame? Da. Eu nu știu să gătesc, ai încredere să mănânci ceva ce-ți gătesc eu? Căilor la e foame. Aoleu, și ți-a zis asta, Ingrid? Da. Eu vreau ce gătesc, te rubi. O să-ți dau și mâncare făcută de mine. Acum vă dăm niște sandwich-uri. Mamă, mâncați-și, dar mâncare de asta atâta ne dădea mama când mergeam în excursie, nu la școală. La școală îmi dădea un sandwich. Asta cu ce e? Sunt chipsuri cu sare și oțet. Era amuzant să strupi un dinte. Ce n-am văzut deloc pe hartă sunt urși aici în parc. Dar lasă că toți urșii nu sunt în Irlanda, sunt în Azuga. Acolo îi găsiți pe toți, nu trebuie să îi căutați aici. 60% din populația urșilor din Europa se află în România. Adevărat? Da. Scrieți în comentarii dacă voi știți altceva, dar nu știu, 60% din urși în toată Europa sunt la noi în România, apoi înseamnă că noi suntem urși. Pomistule. Să știi că n-are sens ce ai făcut, Mihnea. Ai mâncat tot salamul din sandwich și acum mănânci pâine goală. Mă, unde ai văzut tu rinocer? Da. Aia mare de acolo, de spui că-s pietre. Da. Bă, Mihnea, te dau la rinocer, bă. Ce? Mai ești rău? Ești rău? Robi, mi s-a făcut rușine. Am drăba să urmețesc caprele alea de acolo. Oryx. Au numele aproximativ asemănător cu serverul lui Mădălin de Metin, pe care dacă tot s-a invit să zic asta, voi intrați și jucați-vă pe Onyx 2 pentru că e tare rău de tot serverul. Mi-am făcut și eu cont și ne vedem acolo la format. Nu mi-a băin ea. Învață să împarți, că nu așa te-am crescut. Te mănânc. Hai bă, ridică-te căsainele de școală. Asta dansează dacă e cânti la fluier. Ia cântă-i Mihnea. Plouă! Cred că am găsit cele mai drăguțe animale ever pe care le poate vedea cineva. Doamne, uite ce superb e! E mic! E băiatul, Ioana.
Doamne! N-are coadă! Eu știam că vulpea păcării doar ursul, nu și lupul. Ești un pic mai înalt, nu cred că ai voie să folosești topoganul și nici tu. Eu am voie pe topogan? Nu! Da, bă, sunt copii, nu te înțelegi cu ei. S-a plăcut, bă, bravo! Bate palma! Vrei să facem piatră, hârtie, foarfe? Ce dacă câștig eu, mâncați ce o să fac eu de mâncare, dar dacă câștigi tu, te las pe tine să alegi ce comandăm de mâncare, vrei? Piatră, hârtie, foarfe, că... A câștigat! Singura problemă e că eu nu știu să gătesc. Uite, vrea să-mi împaci. Nu, ce m-am speriat, bă, să-l fac! Uite-l pe ăsta! Dar să ne jucăm golf! Mihai, nu o să ne jucăm golf. Sunt geamuri din astea foarte mari aici și mingea de golf e foarte tare și tare vreau să nu facem berea. Dar dacă vreți ne jucăm, hai de zic, vrei? Fii atent! Vrem să ne jucăm cu asta? Da! Am adus crosa de golf. Octavian e fratele lor mic, băiatul pe care v-am zis că nu-l luăm în grijă pentru că e foarte mic și eu nu știu să am grijă de bebeluși. Nu lovi, nu ca tare. Ia, dă-mi piciorul meu cam cât de tare vrei să dai în ea. Bă, e prea tare. Ai rupt ușa! Da, eu nu vreau să știu să joc golf. Hei, înapoi! Nu e tare să fii părinte. Vreți să ne jucăm hide and seek? Da! Era jocul meu favorit și când eram mică, mereu trebuia să caut eu și începeam să plâng. Te pui aici? Nu. Fugiți, ascundeți-vă! Haide! Repede, du-te! 99, 100... Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Păi eu m-am ascuns în întuneric. Mergem să-i căutăm. Ok, acum așteptăm prima oana, sunt la locul în care a început chiasă. Nu știu dacă și voi făcea asta, dar acum o să aștept să sperim pe auzi cu ei. Am găsit pe mine prieteni. Da! Pupuioana! Ingrid, acum așteaptă să o caut. Ingrid, ai câștigat! Bravo, Ingrid! Unde te-ai ascuns? Ah, tu te-ai dus aici sus? Da. Ah, wow, eu nu vreau să vin acolo, că e întuneric și mi-e frică. Mie, da. Scuză-mă, ce faci aici? Uite, dacă vrei să dau măsline, vrei? Ia! Bă, ți-ai luat măsline și te-ai dus acolo. Mi-a venit o idee și acum o face concursul pozelor, băieți. O să vedem cine face cele mai tari poze. Avem aici echipa 1, formată din Ioana și Ingrid. Și aici avem echipa 2, eu cu ghemosul ăsta mic. Ei, nu sunt ghemos. Nu ești ghemos, gata. Vezi, deja nu se înțeleg. Da, bă, telefonul meu! Dă-mi telefonul înapoi! Mihnea! Merește-a mea că o să-mi iau telefonul înapoi. Hai să facem poze. Oh, shit! Uite ce mișcări are ghebosul! Trebuie să facem pozele. Sunt convinsă că o să le știu. Trebuie să facem poze mai șmechere ca fetele, da? Noi cât faci? Ia atent, îți pui geaca asta pe tine. Nu-mi vine. Știu că evident că nu-ți vine. Ia, uite-te la mine, uite-te în sus. Eu zic că e o primă poză bună rău de tot. Îl avem aici pe aspiratorul Henry, băieți. Pune-te pe jos ca și cum ți-ar fi frică de Henry. Îl pun pe tine să fie ca și cum te-ar mânca. Stai bă că l-ai răsturnat. Am făcut și noi poza, o avem chiar aici. Băi, eu zic că e o poză destul de reușită. Și sunt foarte curios ce poze au făcut fetele sus. Pentru că nu avem creativitatea așa. Opa. Ești ok? Așa se prezintă operațiunea până acum. Așa. Întinde brațele. Așa? Așa. Fetele n-au nicio șansă să ne facă. Avem cel mai tare poze, bravo mine. Ok, hai să vedem și ce poze au făcut fetele. Bun, deci o pastă care arată inimioară. Da, amuzant. Păi voi ați făcut poze de alea de cuplu, șmechere, ok? Bă, l-am căcat pe ăsta. Scuze. Scrieți voi în secțiunea de comentarii cine a câștigat concursul pozelor. Noi am câștigat. Ideea e că copiilor le e foame. Și mi-au zis, bă, ne e foame, noi plecăm acasă. Mă duc să spăl cartofi, că le facem piure cu șniță cu sos de ceapă. Cred. Am spălat și puștia. Ana, dar tu nu faci piure din nou cu aia. Te chinui cu ăla mic și cu cuțitul. Evident că nu o să curăț eu toți cartofii aia, că eu nu sunt în stare. Mersi, mami. Bine, mă rog, și copilul curăță cartofi. Aia, atât s-a putut. Și pe ăsta bați, rog, că n-avem de la, n-avem ciocan. Stânga, dovară, dreapta, omoară. Avem aici băieți piept de pui pentru că v-am zis că o să le facem și șnițele, pentru că nu puteam să le dăm piure singur. Putem cutii. Dă-mi seama că nu o să le bat tot, eu o să le bată mama, da. Normal, trebuie să mai fiu o farfurie, dar nu da, mai am o farfurie. Cum să-ți dau fundul? Păi, nu? Mă, ce scârbos se ține carnea. Dar nu trebuie să muți mâna pe carnea. Unde ți-ai pus mâna de la început, acolo rămâne. Acum bat un beșamel. Da? Că să ții doar de așa, până la fost cu fund de bine, bine? Băi, nu bag și degetele acum un beșamel. Taram! Stai liniște, nu s-a întâmplat nimic, jur. Dar dacă stai acolo, nu? Se rupe! Ia asta din mâna mea! Se rupe! Se rupe! Așa, șlapă! Ține, ce-ți
place. O să zic ce-mi place. Nu. No. Mi-e place Pepsi. Am prins. Ai furat un șnițel. Aaaa. Se prăjești nițele aici, cartofii se fierb acolo, eu hrănesc muncitorul. Mama mă ajută, tata mă ajută și restul oamenilor mănâncă. Mersi, că mi-ai fost un mare ajutor. Am o ungură. Am zis niște life hack-uri, Giuse, trebuie să tai de fapt eu ceapa corect. Nu prea o tai. Bă, mine a fost de aici, costă un stiroc, chirou. Mă. Mă, mai pune, nu pune la mână, nu pune la mână, nu pune la mână. Fă un stiroc de la ceapă, că încă e lângă mine. Bă, eu arunc asta. Hai, fă de mâncare la popii, că nu mai am stat, am cu șnițele, am curățat cartofi, am spălat vase, n-am... Mă rog, mersi și vouă, deci, da. Verde, a tău. Mami, dar ce bună să fie pentru că ai făcut de dragoste. Asta este ingredientul secret dragoste. Bate, bate bine. Da-te că bat eu, da-te că bat eu. Așa și le pun și o șniță. Asta mic. Nu mă gândesc mine, trebuie să mai facem și teme. Hai chef să faci teme, nu? Bine, bine, gata. Aparent nu prea sunt un părinte bun. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Mine, îmi pare rău că te-ai chinuit. Nu uitați să vă abonați canalului cu clopoțel și dați-mi și un follow pe Instagram ca să vedeți cum e viața mea acolo. Money line, I'ma run it every time.